Держи по пути. Caută și interviște cu Dabău. Lăcătuși în cepata ajunge la set patent al lui Rotariu. Șutează foarte puternic. Gol! Gol al lui Mateuț! Minutul 25 al partidei, estimatele spectatori. Echipa României conduce aici la Sofia cu 1-0. Iată că Mătaru, centă superbă. Știut, neclăcător al lui Mateuț, care parcă și-a răscumpărat greșeala de la faza din minutul 21. Probabil că nu va executa Ghetto, numărul 11. Ghita, al jucătorilor noștri, din 6 jucători, nu a executat și gol, stimațele spectatori. A executat noul intrat în joc, Sole, care l-a surprins pe Sergiu Lung, iată echipa Bulgariei egalând în minutul 30 al partidului. Recuperăm prin Cică Popescu, Mateuș din nou, șută la distanță, respinge în față Mihailov, șută lui Căvătaru, gol! Gol victoriei, stimați telespectatori, 2-1 pentru echipa României. Iată reluarea, cât puternic, superba lui Mateuș, Mihailov care respinge. Și Tămătaru care urmărește și printr-un șut necruțător reintroduce balonul în plasa porții lui Mihailov. Nicolov înalt spre Penev, a respins foarte bine Belodedic spre Tămătaru și iată-l pe Hagi în duel cu Rakov. Pasă pentru Tămătaru, Tămătaru în careu, Tămătaru pe lângă Mihailov, Tămătaru în șut, gol! Gol! 3-1 pentru România! Superbă acțiunea echipei noastre! Simplă și eficace pasa lui Hagi, extraordinară pentru Tămătaru, care a trecut de Mihailov. Șutul său se îndrepta spre gol, unul dintre fundașii bulgari a fost nevoit să trimite balonul în propriul